Preoții vizitează în postul Paștelui casele credincioșilor pentru a face aghiazmă. De asemenea, ei se roagă în fiecare gospodărie pentru ca oamenii să poată duce la bun sfârșit postul mare. Rugăciunea pe care preoții o citesc poartă numele de Molifta Postului Mare. Potrivit canoanelor vechi, ar trebui ca în fiecare perioadă de post preoții să treacă pe la credincioși pentru a se ruga, astfel încât ei să poată duce până la capăt postul. Vizita preotului în casele credincioșilor este pentru el și un bun prilej de a-și cunoaște credincioșii din parohie. Acest obicei are motivații profund dumnezeiești și este de datoria preotului, dar și a creștinului de a se bucura cât mai mult de această întâlnire. Ne aflăm într-o perioadă de bucurie și de înnoire duhovnicească. Postul ne oferă acest prilej de a lucra cât mai mult cu cele din lăuntru ale noastre. Iar această perioadă oferă această posibilitate de a împleti nevoința noastră cu rugăciunea și cu faptele bune. De aceea, potrivit unor tradiții creștine, preotul merge în această perioadă la casele creștinilor. Cu atât mai mult, el are ocazia să-și cunoască și mai bine credincioșii din parohie, pe unii pot spovedi, le pot face și o rugăciune de sfințire a caselor. Rugăciunea, molitva aceasta, de fapt, care se citește în fiecare casă, nu este decât o rugăciune de binecuvântare. Preotul din parohie este simbol al prezenței reale a lui Dumnezeu printre oameni. Când acesta îți calcă în casă, atunci Hristos pășește în casa ta. Când preotul binecuvintează pe toți cei ai casei, atunci să știți că Dumnezeu este cel ce te binecuvintează și dă pace casei tale.